Alo, băieți și fete, bine v-am regăsit la un nou episod de GTA 3. Da, băieți, știu, n-am mai filmat jocul ăsta de foarte mult timp, dar am zis să revenim cu seria pentru că, na, hai să mă aud eu mai încet. Chiar dacă voi oricum nu o să auziți, dar, da. Start game, loading game și să începem treaba. Am luat o salvare de pe net cu ultima misiune pe care am făcut-o pentru că vă dați și voi seama că calculatorul vechi s-a stricat, salvarea nu o mai am, așa că trebuia să fac chestia asta, adică să stau să vedem totul de la capăt. Așteptăm să ne convertească aici texturile și facem următoarea misiune. Da, ce să mai zic, băieții, am zis să mă reapuc de seria asta de GTA 3 pentru că nu am idei ce să postez cu Sam, așa că postăm alte jocuri până ne vin idei cu Sam. Dacă vreți să-mi dați idei, aveți comentariile, dați acolo un comentariu și eu voi face video cu Sam, cu ce vreți voi. Să trecem la treabă cu gameplay-ul. Haideți să vedem. Bă, n-are ceva prea wow. Așa, dar avem frame limiter la 30 sau 60 de frame-uri, cred. Frame limiter-ul este pe off, dar nu știu de ce merge atât de laggy. Avem laguț, cred. Sper să nu. Aia se mișcă foarte ciudat. Se mișcă chiar foarte ciudat. Hai să trecem la misiune. Mama, 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 mama. Căutăm, continuăm la Joey. Sau cum îl chema. Nu! Au! M-am dus, da. Dacă mai țin minte, știu că îl chema Joey pe ăsta, ești nebun. Joey. Hai să vedem dacă așa îl chem. Da, puțin greșit cum am zis eu, da. Haide! Vă las aici și povestea. Pentru că, na, poate unii vreți să vedeți povestea jocului și vă las acolo să vedeți și voi. Dacă vreți live-ul cu, dacă strângem peste 15 like-uri, poate facem un live cu gameplay GTA 3, să terminăm jocul, facem cât mai multe misiuni pe live. Timp de o oră rupem misiunile astea, de nebun. Încerc să strângem 15 like-uri și facem live cu GTA 3, dacă vreți, acum, vă dați și voi seama. Aș vrea acolo un like, un share. Stai puțin că... Un share, adică să puneți pe acolo, pe Discord, pe Facebook, pe TikTok, pe story-uri, pe ce vreți voi, dați și pe acolo un share, vă rog eu frumos. Asta e misiunea în care trebuie să cărăm mortul ăla, mamă. Mamă. Da, cărăm mortul și ne fugăresc ăștia cu BMW-uri, dar nu știu dacă am arme să-i omoare, ești nebun. Măcar să... îl omor pe ăsta, ești nebun. What the fuck? What the fuck? Ce s-a întâmplat? Și... Mama, 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 se trezesc... Vin băieții, vin băieții, mișcă! Mișcă că nu-i bine! Oh! Dă-te! Hai că mai supraviețuim dacă e! Haide! Haide! Urăsc misiunea asta! Deci misiunea asta o urăsc mereu, bă, se bagă toți handicapați în tine! Bă! Oh, a scăpat, a scăpat. Nu, 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 nu. Bă, taxiul e handicapat, trebuia să te bați în fața lui ăla, bă, ești nebun. Haide! Mamă, 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 mamă! Haide, tati! O luăm pe aici! Hai că... Ce pucături am, mă, de fac așa, ești nebun. Uite mortul, bă, ești nebun. Păi, ești nebun, uite mortul, mâncați-o, șcurița ta. L-au bătut pe ăsta, l-au făcut. Mai am, mafioții. Mafioții. Mai scăpăm? Cred că am scăpat, nu? Dacă strângem like-uri, ne apucăm de toate jocurile. Vice City, San Andreas, ne apucăm. A să terminăm 3 o prima oară. Get out. Foarte easy misiunea asta, ești nebun.
chiar foarte easy. Păi stai puțin, de cine a pus să îl omorăm noi pe băiatul ăsta, când putea să-i omoare pe mafioții sau dacă e mort, că nu știu dacă e mort. Că totuși. Ok, ața aia nu știu de unde coboară, nu văd să fie de la aia, dar și nu știu cine e acolo. Și gata. Am avut și mort. Pot să intru aici? Nu pot să intru, nu? Eram curios ce e aici, n-am fost niciodată, n-am intru aici, de aia. Nu, nu pot să intru. A, da, nu-i nimic cu om. Haideți să mai fac o misiune pentru voi, băieții. Că 5 minute de videoclip nu e... e puțin rău de tot, sunteți nebuni. Haide, 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 repede. Mergem la literatură de data aceasta. Haideți să vedem. Care misiune e? Pentru că nu știu câte misiuni am făcut ăla de... am luat salvarea. Aia e ideea. Și nu știu la care misiune suntem. Haide. Să trecem la treabă. Vă lăs aici povestea astăzi nebun vorbit. Vedeți aici cum vorbesc nebunii ăștia? Ăsta e nervos. Da, cred că știu care misiune e. A, e aia cu dubele. Trebuie să mergem la ei să le spargem pe acolo. Cred că știu. Cred că e ala cu fabrica. Nu sunt sigur. Nu sunt sigur. Aia cu peștele, cred. N-am stat să citesc să văd despre ce este vorba, dar zic și eu așa la numerală. Cred că aia este. Cred că da, trebuie să fur una dintre dubele alea cu pește, cred. Nu ia drumul, ia mă de... Haide, stai fă, te dracu, te dracu. Wow, miau. Am mai nebunit, sunt de nebun. Nicușor 7. Și trebuie să distrug astea sau cum? Că nu înțeleg ce trebuie să fac. Nu. Trebuie să le distrug sau care e faza, că nu înțeleg. O spar pe aici, nu? Cred că da, trebuie să le distrug, nu știu, n-am fost atent la text, aia e ideea. M-am lăsat pe voi să uitați și mă uitam la pe telefon. La OBS și mă dau jos repede și bam. Da, trebuie să le distrugem. Hai de repede, next. Oh, handicapatule, citiți pește așa. Nu, ia drumul, ia mă de... Nu vorbim noi urât pe canalul ăsta, ești nebun. Haide, unde ești mâncați vița ta? Stai pe loc, stai pe loc, am zis. Stai pe loc, dacă nu-ți dau culcat cu shotgun-ul direct, ești nebun. Marș! Poți să spargă asta aici? Gen, poți să bagă în aparat, să o ridice aparatul și să o facă bucăți? Sau nu? Hai să vedem. Nu ia drumul, ia mă de mână. Haide, merge. Next. Și mai au și bani de pe aici, nebun. Păi, dar lumea... A, gata. S-a stricat mașina, bun. Nu ia drumul, ia-mă de mână, că-ți fac vizită. Haide. Am nebunit cu melodia asta, ești nebun. Corupt.
trebuia să bag așa un corupt pe video și nebun. Stai pe loc! Stai pe loc! Am și adgâna că nu-i dau culcat! Stai! Șarpile, haide! Ce culcat e de damage nebun? Stai pe loc! Tu spam! Da, hai că am zis că nu mai înjur pe videoclipuri și de ce fac. Nu ia drumul, ia mă de mână, că-ți fac vizită la piscină. Hai că la piscină dacă e. Nu vreau să înjur pe videoclipuri pentru că nu se știe dacă se bagă CNA-ul sau nu. Deci, dacă se bagă CNA-ul și nu vei explica videoclipurile și vede ce zic. S-a cam dus canalul. S-a cam dus canalul și calculatorul meu către salvând să meu să plătesc amenzile și nebun. Acum nu știu neapărat dacă se va băga cine au cu adevăratele și chestii de genul, dar mi-e frică și nebun să scap. Să-mi scape gura și nebun. Băi, iar am scos din GTA 3. Nu ia drumul, ia mă de mână. Haide, tati! Gata și misiunea asta, băieți. Două misiuni la rând făcute pe acest videoclip. Rupe și voi butonul ăla de like, de subscribe și de o share. Share. Bam, va pupa Silviu, tată. Reee.